și de la metro, doamnelor și domnilor, și haideți să vedem ce se întâmplă în stațiile de metro, pentru că și acolo sunt inundații puternice. Imagine, erau pe colegii mei să le pregătească. Sunt și anumite comunicări făcute de reprezentanții Metrorex. Iată imagine pe care le vedeți în aceste momente. Stația Valea Ialomiței, din cauza ploii torențiale de astăzi manifestată cu intensitate, echipele Metrorex au intervenit cu operativitatea acolo unde situația a pentru dirijarea apelor și menținerea a funcționalității gurilor de evacuare, spun reprezentanții Metrorex. Circulația trenurilor de metrou se desfășoară normal. Este un, o altă precizare făcută de conducerea Metrorex. De asemenea, mai multe tramvaie care sunt blocate în acest moment pe strada zețanilor din cauza acumulării de apă. Practic, în acest moment, toată capitala este blocată. Așa arată. Sunt. Probleme în tot ceea ce înseamnă transport în comun, trafic feroviar și traficul aerian a fost perturbat. De asemenea, vedeți cum se circulă pe burlevardele din capitală ca urmare a inundațiilor produse de aceste fenomene meteo extreme și mai avem o oră de cod roșu, 18:30 este ora la care se termină acest cod roșu de vigilie în capitală.